Acțiunea din cadrul campaniei Daruri Mici din Suflet Mare a avut loc în 10 sate constanțene. Scopul acțiunii a fost de a susține procesul educațional și de a preveni abandonul școlar în rândul copiilor care provin din familii defavorizate. M-ați primit cu flori. Am luat florile și le țin pe toate în brațe, pentru că prin florile acestea vă îmbrățișez pe toți și vă exprim dragostea, binecuvântarea și nădejdea că, în ciuda tuturor greutăților, veți fi vrednici să învățați carte și vom trece și de această perioadă. Suntem în al doilea an consecutiv în care Arhiepiscopia Tomisului pregătește ghiozdane pentru copiii de la sate. Dacă anul trecut parohia Sfântul Mina s-a ocupat și a oferit ghiozdane pentru alte 10 sate, astăzi a venit rândul parohiei Sfântul Vasile cel Mare din Constanța, care alături de bunii ei credincioși, cărora vreau să le mulțumesc, au bucurat peste 250 de copii de la clasele 0 până la clasa a 8-a. Colecta pentru campania Daruri Mici din Suflet Mare a fost organizată în perioada 20 august-30 septembrie.